Bună ziua și bine ați revenit la Profona cu exerciții de geometrie. Probleme de geometrie. Da, dragilor, iată ne apucăm de treabă. Geometria rămâne, nu? O parte a matematicii foarte frumoasă, interesantă. Și trebuie să o pornim, trebuie să avem și aici satisfacție, să înțelegem că sunteți, de fapt, în primul an acum. Al geometrie acum o deputată, clasa 6-a. Veți mai face și la anul de geometrie și până la clasa 8-a veți face geometrie în spațiu. Dar nu ne lungim cu vorba. Deci tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa a 6-a. Deci așa problema. 9. 8. 8. De la pagina 126. Deci, în pătratul ABCD, deci A, ipoteză să zicem, ce element avem, da? În pătratul ABCD, pătrat. Pe dreapta BD se iau punctele mășină, pe BD, M, o să scriem așa, M, virgulă M, aparțin lui BD, dreptei BD. Când punem segment, nu, închidem la ambele capete, BD, pe toată dreapta. Prin două puncte trece o dreaptă și numai una. Deci, pe dreapta BD se iau punctele M și N în exteriorul pătratului. În exterior. În exteriorul pătratului. Așa. Astfel încât BM, așa încât BM, segmentul BM să fie congruent cu segmentul deci BM congruent cu DN. Se construiesc DP perpendicular pe AN, DP, dreapta DP, perpendiculară pe AN, apoi așa fel încât P să aparțină lui AN. P se află pe dreapta N. Și B, 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 R, perpendiculară pe AM, așa încât R aparține la M. R aparține lui AM. Să-ți demonstreze că, în concluzie, deci asta a fost toată ipoteză, în concluzie, ne se cere să arătăm că triunghiul AMN, triunghiul AMN, este isoscel. Isoscel. Și A mic, B mic, să arătăm că distanța de la D la AN, distanța de la D la AN, egal cu distanța de la B la AM. Cam asta e nu, ipoteza problemei. Mai mai citim o dată. Deci ABCD e un pătrat și se iau punctele M și N pe BD. Cred că BD e o diagonală, după ce îmi dau seama, dar hai să și facem figura. Deci, luăm un pătrat. Când am zis pătrat, ce înțelegeți repede? Care sunt? Toate laturile sunt egale. Toate laturile sunt congruente. Da. Laturile sunt și paralele două câte două. Și unghiurile de 90 de grade. Lucru foarte important. Și diagonalele, dacă le ducem, ele sunt și perpendiculare. Sunt egale și perpendiculare. Astea sunt lucruri
când am pronunțat cuvântul pătrat, acestea apar urgent în mintea. Deci, înseamnă că toate laturile sunt egale, de aceeași măsură, unghiul de toate 90 de grade, laturile sunt paralele 2 câte 2 și diagonale perpendiculare, congruente, perpendiculare. Deci zicem, se dă ABCD, A, B, C, D, acest pătrat. Pe BD, pe diagonala BD, da, observați, diagonala BD, pe dreapta asta, luăm în exteriorul pătratului, două puncte, M și N, încât BM să fie cât DN. Deci BM, atât îl luăm, BM, voi fiecare își fixează cât dorește. BM să fie cât DN. BM cât DN. Ducem DP perpendicular pe AN. DP perpendicular, deci din D pe A. Pe AN. AN asta este, da? Uitați, AN. Și din D ducem perpendiculara pe AN. Stic aici. DP. P. DP. P e pe AN. P este pe AN. Și B e perpendicular pe AM. Deci unim pe A cu M și ducem perpendiculara, notăm cu R, piciorul perpendicular, adică locul unde pică perpendicularea adusă din R. Da? Și la fel, perpendiculara din D, 90 de grade, 90 de grade. Cerem să arătăm că triunghiul AMN, AMN, isoscel. A, M și N. Triunghiul A, M, N. Triunghiul ăsta. Să arăt că triunghiul ăsta este isoscel. Un pic afară și până și ce n-am făcut de semnă. Da? Nu, nu s-a terminat de semnă, da? Deci, pătratul ABCD. Dar N unde e N? N este pe, ca și M pe DB. Așa încât DN e cât BM. Important. DN DN este cât BM. Iar L? A, rămâne, mă înțeleg. Din D, DP e perpendiculară pe AN. Da. Și B, E, perpendiculară pe AM. Păi BM, BM e congruent cu DN. BM cu DN, asta știm, da? Da. E dată în ipoteză. Păi... Luăm două triunghiuri, nu? Putem să notăm pe literă la mijloc, la diagonale? Da, cu O. Hai să notăm cu O, punctul din intersecția diagonală. Luăm două triunghiuri. Cum ar fi... Deci noi avem AM cu mână. Deci ce trebuie să arătăm noi? AM e concluent cu mână. AM, ca triunghiul să fie isoscel, AM, AM cu AN. Ce bine ar fi... Dacă le-am prinde... Între un triunghiuri și alea să fie concluente. Ar fi altceva. APD cu AMB. AN. A, nu. A, nu. Să lăsăm părerea ei. Le zice A, P, D. În A, P, D, ce ai? Nu ai... Da, trebuie să te gândești de ce DN a fost cât BM. Ce bine ar fi să prinzi într-un triunghi în care să intre ND și BM. A, cu... Să intre, să intre ND și BM. A, nu, cu A, nu. A, N, O, P,
Păi, nu intre în ND. Atenție că avem segmentul ND care este cât BM. Și eu vreau asta să fructifică. Nu degeaba mi-a dat autorul ND cât BM. A, ND. A, ND. Cu A, BM. A, BM. Când intră și ND, NA, de care am nevoie, intră și AM, de care am nevoie să arăt. Deci eu, atenție, când îmi propun să arăt două segmente congruente, imediat umblu după două triunghiuri în care să intre aceste segmente. Și să mai intre și eventuale segmente care sunt date în ipoteză. Deci, NA, obligatoriu îmi trebuia. Și acum, litera următoare, care se formează triunghiul, ND a fost dat. Cu cât BM. Și îndată spun, da, e vorba de triunghiul NDA și ABM. Aceste două triunghiuri A. Deci considerăm, fie triunghiurile, zicem, demonstrația, da? Demonstrația. Fie AMCA. AND. Fie triunghiurile AN. AND. Și triunghiul. AMB. AMB. Triunghiul AMB. Ele au, acolo, ce au din ce știm noi până acum? Au, că ND, începem cu asta, ND este congruent cu cine, te rog? Cu MB. De unde știm că e congruent? Din ipoteză. Din ipoteză. Apoi. Ce mai au cele două triunghiuri? Imediat umblei după, nu după NA. AD congruentă cu AB. AD congruentă cu AB. Ca latura ale pătratului. Pătrat. Deci, neapărat că am spus la un pătrat, toate laturile sunt congruente, nu? Deci să zicem că AD, AD e congruent cu, cu cine? Cu AB. AB. Motivul. Tot ipoteza e bine, nu? Da. Ipoteza, că e dat pătrat. Ce îmi trebuie acum, dar tare de tot? Unde? ABM și AND. ABM, categorie dintre ele. Unghiul dintre ele. Corect. Ești nebunit să arăți unghiul de aici, ca să te placezi în latură, unghi latură. Corect. Deci neapărat trebuie să arăți, nu știi cum. Dar sigur ai nevoie de asta. ABM și congruent cu triunghiul. Nu, cu unghiul. ADM. De ce? Arată că acum trebuie să motivez. Bine ar fi să fii congruent. Acum tu trebuie să, ai, să faci un raționament. Pentru că DP e perpendiculară. Nu, n-ai, lasă. DP-ul e în altă parte. Tu acum te gândești la triunghiul ăsta. Elemente ajutătoare în triunghiul ăsta. Încât să ai unghiul ăsta. Deci îți trebuie urgent, urgent, unghiul de aici. Să fie cât unghiul ăsta aici. Cum faci? Nu pot să-l măsor. Nu să-l măsor. Nu așa faci. Deci, atent. Unde? Nu e pe dreapta asta, așa, da? Tu vrei să arăți că unghiul ăsta de aici e cât ăsta. Dacă ăsta ar fi cât ăsta, fii atent. Dacă ăsta apar unghiuri exterioare pentru unghi. Uitați, pentru triunghiul ăsta, un exterior este unghiul ADO, ADU devine, ADO devine exterior. La fel și ABO. Dacă unghiul exterior și cu ăsta sunt suplimentare. Fac aici, fac 180 de grade. Da. 180. Da. Ei bine, dacă ăstea ar fi congruente, atunci și suplimentele lor sunt congruente. În completare. Și treaba e minunată. Deci, NDA și cu ADO fac împreună cât fac? Cu ADO fac 180. Da. E de altă parte. ABM și cu ABO fac chiar aici 180 grade. Da. Și dacă ăstea care completează la 180 sunt congruente, nu fac ca diferența să fie până la 180 și fie și el congruente? E bun raționamentul? Da. Dar noi nu avem din ipoteză data asta. Nu. Unde am înghesuit problema acum? Problema este unde e minunat. Într-un caz de congruență, am ajuns să arătăm
sau să fim puși în situația de a dovedi unghiurile astea sunt congruente aici. Aici trebuie să ne focalizăm. E să arătăm că unghiurile astea sunt congruente. Repetăm, dacă arătăm că sunt congruente, atunci suplimentul ăsta și cu ăsta altul, până, sunt congruente și exact ce ne trebuie nou. Păi ADC are 90 de grade și... Care? A? ADC. A, D, A, D, A, D, C are 90 de grade. Da, și D-O e un fel de bisectoare. D-O, D-O. Și de 45. Iată ce spune Miruna, că triunghi, între unghiul ăsta așa, D-O ar fi bisectoare. Miruna, dar de ce crezi tu că e bisectoare? Pentru că e un fel de înălțime. Nu pot să spui, e un verde. De, e ori e, ori nu e. E o înălțime și înaltată înălțimea este bisectoare. Dacă ai arăta chestia asta, ar fi foarte clar problema. Deci ar merge așa. Dar un pic pe ocolite. Că noi ce vrem să arătăm? Că unghiul ăsta e cât ăsta, nu? Și tu te zici, dacă e bisectoare, împarte cu ăsta în două, și atunci e 45, și cred că la fel te gândești aici 45, și atunci este congruente. Dar n-ar fi mai bine să te duci deodată între unghiul D, A, B. Între unghiul D, A, B. Ba da, și A, O e bisectoarea și D. Nu. Între unghiul D, A, B. Ce fel de triunghi este D, A, B? D. Isoșel. Este isoșel. De ce? Pentru că A, B e congruent cu A, laturile pătrate sunt congruente. Și atunci e isoscel, și atunci unghiul la bază sunt congruente. Nu-i mai rapid raționamentul? Da, ba da. Da? Deci ce ai spus tu e corect, dar este un pic mai pe ocolite. Nouă ce ne trebuie să arătăm? Că unghiurile astea sunt congruente. Adică ar trebui ca triunghiul D, A, B să fie ce fel de triunghi D, A, B? Să fie isoscel. Și când este isoscel? Dacă laturile sunt bine și congruente, da? Da. Și gata problema. Și sunt. Păi da. Deci, zicem, cum lăsăm aici semn de întrebare, că trebuie să completăm, dar trebuie să emit, să elaborăm un raționament de chestia asta. Deci spunem, cum AD e cât AB, da? De-o parte lăsăm acolo. Deci, AD congruent cu AB. De unde știm că AD e cât AB? Din ipoteză. Andra? Din ipoteză. De ce ipoteză? Care ipoteză? Nu ești atent, de aia te-am pus. Da? Ești ca la clasă. Dezinteresată. Deci dacă A, D, cât A, B, păi ce este, ce am spus că-i dat? Dacă e pătrat, păi toate... Dacă e pătrat, toate laturile sunt congruente. Deci de motivul ăsta, că a fost dat în ipoteză, A, B, C, D, pătrat. Și toate laturile sunt congruente. Deci, A, D este cât A, B, din ipoteză. Și atunci rezultă. Ce fel de triunghi este acesta în care două laturi sunt congruente? D, A, B, rezultă că triunghiul D, A, B, isoscel. Și dacă este triunghi isoscel, rezultă din chestia asta, ce rezultă? Unghiul A, D, B. E congruent cu ABD. ABD. Deci ADB cu ABD. Adică unghiurile de la bază sunt congruente. Deci unghiul ADB congruent cu unghiul ABD. ADB cu ADB cu ABD. Și dacă unghiurile sunt congruente, atunci și suplimentele lor rezultă de ADB, deci ăsta fiind cât ăsta, să punem dedesubt că ADB, hai să scriem așa, că ADB, unghiul ADV plus unghiul ADN, plus ADN, fac cât ăsta? 180. Fac 180, nu? ADB și cu ADN, egal 180 de grade. Păi de altă parte, în partea cealaltă, ABM, unghiul ABM, ABM, plus unghiul ABD, plus ABD, fac tot 180 de grade.
Sficile două, înseamnă că asta din stânga e capăt. Dacă tot 180 de grade fac și una și alta, înseamnă că de aici rezultă că ADB, unghiul ADB, plus unghiul ADN, egal, sau măsura ar fi mai corect. Matematica așa scrie, măsura răspia, plus măsura răspia, egal cu măsura lui, ABM, ABM, plus măsura lui ABD, ABD. Da, avem că ADB e cât ABD. Măsura lui ADB, adică spia, egal cu măsura cui? ABD. Unde vedeți pe ABD? Aici. Înseamnă că e de o parte și de alta, putem renunța la el. Scădem aceeași calitate. Și ce ne rămâne din asta? Rezultă de aici că ADN. Așa. ADN. ADN. E congruent sau egal cu ABM. Sau ABM. Ceea ce trebuie să și demonstrăm. Ne trebuia nu la semnul de întrebare de aici. Și acum, având asta, mai scriem cu mai sus. Ducem și o locuim aici, o completăm. Două erau date. Uh-huh. Da? Deci zicem acum că ADN ADN ADN. Dar nu a scris așa. Am scris prost, da? ADN. Trebuie să scriu, da? ADN cu ABM. Cu A, B, I, A. Da, congruent. Deci, spune că unghiul ADN, ADN, congruent cu unghiul ABM, ABM, atunci... De aici rezultă latură unghiului. Conform cazului. Latură unghiului. Așa, conform cazului de congruență. Latură, unghi, latură. Rezultă că triunghiul AND AND e congruent. Congruent cu triunghiul AMB. AMB. Și din congruența triunghiurilor rezultă că toate elementele sunt congruente, da, de aici. Care n-au fost luate în discuție. AN congruent cu AM. Așa, AN congruent cu AM. Așa. Deci AN cu AM. Unghiul AND. AND, ăsta micuț. Da, congruent cu AMB. Cu AMB, corect. Da. Că se uită spre latul de pătratului, nu? Deci AND, AND, congruent cu unghiul AMB. Și aș mai avea și unghiul ăsta micuț de aici. Adică N-A-D. Da. N-A-D. Congruent cu ce unghi? Cu M-B-A. Cu M-B-A. Da. N-A-D cu M-B-A. Dar esențial a fost asta. Uh-huh. Că din treaba asta rezultă că triunghiul, dacă am atac latura asta cât asta, rezultă că triunghiul A-M-N, A, triunghiul A, M, isoscel. N, isoscel. Și ceea ce trebuie demonstrat. Ceea ce trebuie demonstrat. Și cu asta am răspuns la primul punct. Uh-huh. Acum trebuie să mă dovedim că distanța de la D la AN, distanța de la D la AN, adică tocmai DP. Da. DP este cât BL. Distanța de la B la AM. De la B la AM, adică BN, BR. Deci, punctul B, asta înseamnă să arătăm că DP, congruent, DP congruent cu BR. Păi, putem lua unghiul ABM. A. Putem să luăm triunghiului DPD și MBR. DP. Nu, NDP. NDP ăsta. Da, și MBR. Și MBR.
Dacă arăți că astea două triunghiuri sunt congruente, atunci e acolo. Asta-i treaba, că după da. Intră acolo. Da. Dar putem să luăm și pe adă cu bară? Tot atât de bine și care triunghiuri? Pe adă cu... Pe adă. Da. Pe adă, că intre pe adă. Da. Și a, bară, tot atât tot de bine. Acolo. Același lucru da. Trebuie să faci. Deci trebuie să arătăm congruența a două perechi de triunghiuri, ori pe mâna lui Miruna, ori pe mâna ta, cu propunerea ta. Deci eu zic să le-am luăm de amândouă, ca să nu vă certați. Bine? Da. Bine, hai, gata. Deci fie triunghiul ăla la copară. Fie triunghiul de... Fie triunghiul de... Ai spus... Triunghiurile... de până... Da? De până... Și... Deci, și triunghiul... Și triunghiul MBR. MBR. Da. M... De despre aceste două triunghiuri poți să spui ca ce? MB congruent cu DM. Din ipoteză? Da. Ai acolo. Uh-huh. Deci MB congruent cu DM. De din ipoteză. Uh-huh. Ipoteză. Ce mai au? Îți dreptunghicii că am dus pe penicula aia. Deci unghiul D, P, N, da. Măsura un D, P, N, este cât al lui B, R, M și din 90 de grade. Da. Zicem și noi, măsura lui D, P, N, D, P, N, este egal cu măsura lui egal cu măsura lui M, B, R. M, B, R, da. Da. M, B, R. R și este egală cu... 90 de grade. Da. Adică am arătat că triunghiurile sunt dreptunghi, am precizat chestia asta. Și mai avem și N... Am scris-o? Da, am scris-o N, B. Și N, B... Nu. Și D, P cu B. Astea sunt ipotenuze, nu? Da. Ipotenuze. Și D, P cu... Nu, nu știi de D, P. Tocmai trebuie să arăți. A, P, N, D, cu R, M, B. N, P, D, cu B, R, M. Unghiul. A ce unghi să te duci? Păi, P, N, D, cu... P, N, D, cu B, N, D. Adică asta de micuț de aici, cu ăsta altă de aici. Da. Oare P, N, D este cât, cât R, M, B? Da, e. Dar de unde știi? Pentru că, da, exact. Păi am scris undeva chestia asta. Da. Când am arătat congruența triunghiurilor ăla, am spus și unghiul ăsta de aici și cât e ăsta de aici. A, e în B. Este pe aici. Uitați-vă, pe unde? L-am găsit. A, D, N, congrui... A, M, D. A, M, D, adică ăsta. A, M, D. Cu A, M, B. Da. Din congruența. Deci, e demonstrat, zici. Da? Așa. Zici și noi că... A, N, D, scrim chiar așa, A, N, D, A, N, D înseamnă P, N, D, de fapt. Da. A, N, D este P, N, D, congruent cu A, M, B, A, M, B, și spune din demonstrații, demonstrat asta. Din demonstrații este aici, subliniem. Uitați-o. Ce înseamnă să scrim toate lucrurile? Că nu știi când îți folosesc. Nu, da? Dacă noi ne opream la latura asta cât asta și ne vedeam de treabă, atunci aici ne putem. Asta nu aveam precizată și nu puteam să o folosim aici. Ei bine, suntem în cazul ipotenuză, ca asta, ipotenuză și unghi. Uh-huh. Da? Și în cazul triunghiurilor de sunghice, spune I, U, rezultă că triunghiuri luate în discuție sunt congruente, deci triunghiul D, P, N, congruent cu triunghiul MBR. M, B, și triunghiurile fiind congruente, rezultă că toate elementele sunt congruente. Și ne oprim repede aici, la D, P, când se termină problema, ca să mai îndungim. D, P este D, P congruent cu, asta ne trebuia nouă, D, P congruent cu B, R. Ceea ce trebuie să spun. Exact. Sigur că și A în P este cât râmă, da? Tot atât de bine. În concluzie, dragilor,
am mers pe varianta lui Adi, cu triunghiurile mici, dar tot atât de bine, dacă luăm triunghiul PDA și cu ABR, cele două triunghiuri au pe AB cât DA, da? AB cât DA, și unghiul ăsta este undeva scris. Da, da, acolo, acolo. Aici, aici, da? Și pe DA cu... Și suntem din nou în situația ipotenuză, unghi ascuțit, termina problema, triunghiurile sunt congruente. Da? Deci într-un caz și în celălalt. Vedeți ați voi partea asta, varianta Miruna. Acolo a scris varianta care a fost? Era varianta Adi. A scris acolo, da? Da. Bun, important asta. Varianta Adi. Varianta da. Problemă, nu? Nu. Da, 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 da